În prezent sunt trimiși 3. Din cei 4 care au fost internați pe CFR, 2 sunt în ATI, 2 sunt în CFR cu absolvenți minore. Se discută pentru transferarea acelor 2 pacienți din ATI la București. În cursul zilei de astăzi. Deci încă 2, pe lângă 2 care au plecat deja la București. Da. 2 sunt plecați, da, 2 sunt plecați la București. Așa, este ați înțeles foarte. Da, și unul la Iași, da? Exact. Da. 5. Și numărul total de victime pe care le-ați primit? 15 victime. 15. Copilul era în zona acolo, părinții probabil. 15 victime, din care 12 au venit cu ambulanța, 3 au venit, s-au prezentat prin mijloace proprie. Un atac de panică și, și copilul? Nu poate că chiar au atac de panică și cu leziuni minore. Copilul era cu părinții la cumpărături, bănuiesc. Nu fi fost. Nu fi fost. Sunt 6 angajați, dintre care 3. Trei în stare gravă, care au fost trimiși în primă fază. Cei mai grav, cel mai grav sunt cei 3, da?